Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru duminică 23 mai. Haideți să vedem pentru ziua de duminică 23 mai, în care avem parte de cuadratura dintre Mercur și Pluto în cursul dimineții și pe urmă de retrogradarea lui Saturn la prânz, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi. Pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. În primul rând, hai să vorbim puțin despre aspectele astrologice ale zilei. În primul rând, cuadratura dintre Mercur și Neptun, care are loc la ora 5 și 42 de minute dimineața, dar al cărei efect se simte 2-3 zile înainte și după data de 23 mai, creează momentul ideal să se transmită informații false sau adevăruri spuse doar pe jumătate prin intermediul televiziunii, prin intermediul mass media. Prin urmare, între 20 mai și 26 mai, fiți foarte atenți la informațiile pe care le consumați prin intermediul canalelor tradiționale de mass media, pentru că în această perioadă, mai ales că ne apropiem de eclipsa de lună din 26 mai, lucrurile o să fie spuse doar pe jumătate sau prezentate doar dintr-o perspectivă. Trebuie să rețineți că tot timpul mai există și o altă perspectivă, o altă fațetă care nu vă este prezentată, dar care este la fel de importantă ca și lucrurile care le vedeți la televizor, în presă, chiar și pe internet. Tot pe 23 mai, la prânz, la ora 12 și 19 minute, Saturn se oprește și își începe mișcarea retrogradă, pe care o va continua până pe 11 octombrie. Și atunci când Saturn, planeta regulilor, a legilor, a lucrurilor pe care suntem obligați să le facem, în semnul colectiv al vărsătorului, se oprește și se întoarce din mers, s-ar putea să vedem la nivel global o revizuire a unor legi, a unor directive, a unor restricții, dar dacă acest lucru va fi per total pentru binele societății sau în detrimentul societății, asta rămâne de văzut. Mai ales că Saturn urmează să mai facă aspectul de cuadratură cu Uranus încă de două ori anul acesta, prin urmare, orice lucru ne imaginăm sau ne așteptăm noi acum s-ar putea să fie răsturnat, dat peste cap de năstrușnicul Uranus. Bun, și acum hai să începem analiza cărților de tarot. În primul rând, aici pe partea de dragoste avem asul de bâte. Încă un as. Ieri aici apăruse asul de cupe. Dacă ieri vi s-a promis un nou început plin de conexiune emoțională, astăzi vedem că vi se promite un nou început plin de atracție fizică și de magnetism. Hai să clarificăm toate aceste noi începuturi, toți acești ași, de ce apar aici pe partea de dragoste, ce lucruri noi începeți în relațiile voastre, fie că sunt relațiile actuale, doar că le duceți la un nivel superior, începeți o etapă nouă în relația voastră sau pentru cei singuri, dacă întâlniți pe cineva și începeți aici o relație cu un nou partener sau parteneră. Ce vă promite aici asul de bâte, acest început plin de pasiune? Eremitul, 4 de săbi, judecata. Ok, acest as de bâte vă promite că o să ieșiți din singurătate, că această perioadă de solitudine și de recuperare prin care ați trecut se va încheia, fiindcă aici cu judecata vi se dă o nouă șansă. Vi se dă o nouă șansă la foarte multă pasiune, la foarte mult magnetism, la o relație plină de împlinire fizică. Văd aici pentru o parte dintre voi că ați fost singuri foarte mult timp, aici cu eremitul ați trecut printr-un proces de maturizare, de creștere, atât spirituală cât și emoțională, cât și intelectuală,
și toată această singurătate cumva v-a făcut să fiți foarte confortabil pe cont propriu, în rutina voastră, în felul în care v-ați organizat viața pe cont propriu de unii singuri. Și aici cu acest 4 de săbii văd că această perioadă de singurătate sau de introspecție era absolut necesară pentru voi ca să vă reîncărcați bateriile, pentru că în trecut ați dat tot ce ați putut să dați în relație și la un moment dat pur și simplu ați ajuns secătuiți, nu mai aveați ce să dați, ce să vă implicați, pentru că efectiv nu mai aveați energie. Și după această perioadă de relaxare, de odihnă, să spunem, aici vine astăzi acest as de bâte ca să vă reaprindă călcâiele, să reaprindă flacăra pasiunii și să vă dea o nouă șansă. Profitați de această șansă, ieșiți din zona voastră de confort, pentru că asul de bâte vă cere asta, să ieșiți din zona de confort, fiindcă dacă o să fiți capabili să faceți asta și să vă implicați din nou trup și suflet în relație, aici aceste două cărți ne arată că finalul o să fie unul foarte fericit. Nu o să mai aveți parte de aceleași experiențe din trecut, aceasta nu o să fie ca relațiile pe care le-ați avut mai demult, pentru că aici voi sunteți o persoană mai matură și atrageți în viața voastră niște oameni mai maturi, mai echilibrați, alături de care puteți să construiți o relație solidă, durabilă. Aici, pentru că ați trecut prin acest moment de 4 de săbii, ați trecut prin acest moment de introspecție, v-ați maturizat și o să fiți capabili să nu mai aduceți traumele din trecut în relația actuală. O să fiți capabili să o luați de la zero și să vă vedeți partenerul sau partenera exact așa cum sunt ei, nu prin prisma greșelilor pe care partenerii din trecut le-au făcut față de voi sau pe care voi le-ați făcut față de aceștia. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, profitați de acest moment în care puteți să vă reconectați la nivel fizic, pasional, cu partenerul sau partenera voastră. Pentru că aici cu 4 de săbii văd că ați avut o perioadă în care v-ați îndepărtat unul de altul, în care n-ați mai fost atât de apropiați, dar această perioadă a fost absolut necesară ca să vă maturizați, ca să aveți acest moment de introspecție și acum, dacă doriți să continuați cu această relație, aici judecata vă oferă această nouă șansă. Ieri ați avut asul de cupe, astăzi aveți asul de săbii. Văd că aici sunteți într-un proces continuu de reînnoire a relației, de reclădire a legăturii între voi și cealaltă persoană. Și pe baza acestor cărți, rezultatul pare să fie unul foarte, foarte favorabil, foarte frumos și foarte durabil. Pe partea de sănătate avem aici carul, fetonul, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia racului. Și văd că aici pe partea de sănătate este nevoie de o schimbare radicală în traseu. Trebuie să vă reconfigurați traseul, pentru că dacă continuați pe direcția pe care vă aflați, lucrurile nu o să iasă bine pentru voi. Hai să vedem de ce trebuie să vă reconfigurați aici sau să vă regândiți strategia voastră de sănătate și ce schimbări va trebui să implementați astfel încât să vă asigurați că vă vindecați de o boală dacă suferiți de ceva sau că nu o să dezvoltați anumite complicații, anumite probleme dacă sunteți sănătoși la momentul actual. Hai să vedem, avem asul de monede, doiul de cupe, nouăle de săbii. Aici sursa problemelor voastre este una mentală, nu este una fizică. Văd că pentru mare parte dintre voi aici riscați să dezvoltați o anumită boală sau o anumită problemă medicală, pentru că aveți aici niște gânduri negative care vă tot dau târcoale, dar la nivel fizic, material, nu pare să fie nicio problemă, pentru că aveți aici asul de monede. Asul de monede este o carte foarte pozitivă care ne vorbește despre un organism puternic, solid, capabil să lupte împotriva bolilor. Avem aici doiul de cupe. Uitați, ce este din acest doi de cupe? Este simbolul
medicinei, simbolul farmaciei. Aveți tratamentul corect, ați primit tratamentul corect. Dacă suferiți de o boală, ați fost diagnosticați cu o problemă de sănătate, aici organismul vostru se află pe calea corectă, pe traiectoria corectă pentru a se vindeca. Dar voi cu acest 9 de săbi vă tot creați griji care sunt absolut nefondate. Vă gândiți doar la scenariul cel mai negativ posibil, la lucrurile cele mai nasoale care ar putea să iasă din toată această situație și, practic, prin faptul că sunteți blocați în această stare mentală negativă, nu permiteți acestei cărți, acestei arcane majore, carului, nu-i permiteți să înainteze ca să vă ducă către vindecare. Și aici schimbarea de traseu care este necesară nu este în tratamentul pe care l-ați primit, nu. Tratamentul este cel corect. Aveți încredere în medicul, în specialistul, în terapeutul care v-a prescris acest tratament. Aici schimbarea de traseu, reconfigurarea traseului trebuie să fie în mintea voastră, în interiorul vostru. Trebuie să învățați să aveți încredere în acești medici, în acești oameni specialiști, terapeuți la care ați apelat, să urmați tratamentul exact cum vi l-au prescris aceștia și să renunțați la aceste gânduri negative. Dacă nu știți cum să renunțați la aceste gânduri negative, nu știți cum să opriți acest murmur mental foarte toxic care se întâmplă în mintea voastră, încercați ca atunci când aceste gânduri vă apar, vă macină, să faceți altceva. Înlocuiți tiparul toxic cu alte activități care vă detașează, vă îndreaptă atenția în altă direcție. Și ce sunt aceste activități? Păi depinde pentru fiecare. Dacă aveți înclinații religioase, puteți să vă rugați. Dacă aveți înclinații spirituale, puteți să meditați. Dacă nu vă place niciuna din aceste oferte, puteți să citiți o carte, să vă uitați la un film, să vă plimbați în natură. Dacă niciuna dintre aceste opțiuni nu vă ajută, atunci a sosit momentul să consultați un specialist, un psiholog, un terapeut, o persoană avizată care poate să vă ajute mai în detaliu și să vă ofere mai multe unelte de care vă puteți folosi ca să opriți aceste gânduri negative, aceste cuvinte destructive pe care vi le spuneți în continuu în mintea voastră. Pentru că acestea sunt adevărata sursă a problemelor voastre. Aici niciun tratament nu o să funcționeze până când voi nu opriți acest discurs negativ din mintea voastră. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici cavalerul de monede. Aici lucrurile se mișcă mai încet decât v-ați dori voi și oarecum sunteți frustrați de faptul că rezultatele muncii voastre și a efortului vostru nu se văd încă. Hai să scoatem niște explicații suplimentare referitor la acest cavaler de monede. Ce vă frustrează aici pe partea de afaceri, de bani, de carieră? De ce sunteți nemulțumiți aici de finanțele voastre, de situația voastră materială și ce puteți să faceți în această direcție? Avem 10-le de săbi, regina de săbi și steaua. Ok, sunteți nemulțumiți pentru că aveți impresia că în carieră sau în afaceri sau într-o tranzacție financiară ați fost trași pe sfoară. Aici cu 10-le de săbi vă simțiți trădați, vă simțiți răniți și în mintea voastră deja ați aruncat responsabilitatea pe umerii altora. Nu aveți stabilitatea financiară pe care vă doriți, fiindcă șeful e rău și are o problemă personală cu voi și nu vrea să vă ofere promovarea sau mărirea de salariu pe care voi considerați că o meritați. Dar aici regina de săbi vă obligă să vă întrebați oare chiar ați cerut această mărire de salariu sau doar aveți impresia că o meritați. Vă simțiți îndreptățiți, dar n-ați avut, de fapt, și discuția, nu ați inițiat conversația prin care să
cereți ceea ce voi credeți că vi se cuvine. Pentru o parte dintre voi aici cu zecele de săbii, sunteți nemulțumiți de situația voastră financiară, fiindcă ați plătit prea mult pentru ceva, pentru un serviciu, pentru un bun, pentru un lucru pe care l-ați cumpărat, l-ați achiziționat și sunteți fer convins că vânzătorul v-a tras în piept și v-a cerut mai mult decât valora acel lucru. Dar aici regina de săbii din nou vă pune întrebarea: voi ce ați făcut ca să negociați un preț mai bun? Ați făcut etapa de cercetare înainte să mergeți să dați banii? V-ați asigurat că într-adevăr acela este prețul normal cerut pe piață? Ați cerut opinia unui expert în domeniu sau v-ați aruncat așa cu capul înainte și acum sunteți nemulțumiți? Aici e o combinație foarte interesantă între toate aceste cărți mentale, în toată această energie mentală, pentru că văd aici cu zecele de săbii că voi sunteți ferm convinși că ați fost nedreptățiți, dar în același timp, dacă vă uitați mai atent cu regina de săbii și analizați lucrurile la rece, o să vă dați seama că și voi ați fi putut să faceți mai mult. Ați fi putut să vă luați măsuri suplimentare de precauție ca să nu fiți trași în piept. Aici voi sunteți cei care ați permis să fiți trași în piept. Partea pozitivă este că toată această pierdere materială pe care voi acum simțiți că ați suferit-o, dacă o folosiți ca o lecție bine învățată și trageți învățăturile de minte necesare din această experiență și faceți decizia conștientă că pe viitor nu o să mai acționați ca acest cavaler de bâte, ci o să acționați ca această regină de săbii, atunci aici steaua este de partea voastră și orice dorință vi se poate împlini. Dar trebuie să învățați diferența dintre aceste două cărți. Și diferența este una foarte mare, pentru că aici cavalerul de monede va suferi tot timpul pierderi materiale pentru că nu are suficientă inițiativă și pentru că nu gândește suficient de bine lucrurile. În schimb, regina de săbii, ea nu o să permită niciodată să sufere aceste pierderi materiale ale cavalerului de monede, pentru că ea este mult prea inteligentă și pentru că a învățat din greșelile din trecut, pentru că știe să nu le mai repete în viitor. De aceea steaua este de partea ei și o să îi îndeplinească toate dorințele. Și înainte să finalizăm această etalare, hai să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru ziua de duminică 23 mai. Mesajul este următorul: sunt un învingător înnăscut. Iau aminte doar la învingători, oameni care știu ce fac și care duc o viață plină de bucurie, iubire și prosperitate. Un mesaj foarte frumos care vine aici și completează tot ce am discutat noi până acum: iubire, bucurie, prosperitate. Luați aminte doar la aceste modele pozitive pe care cu siguranță le-ați identificat deja printre prietenii voștri, prin familia voastră, prin modelele față de care vă raportați în societate, pentru că aici cărțile sunt de partea voastră și vă oferă foarte multe șanse, dar trebuie și voi să profitați de aceste șanse. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!